Mai fii atentă, atentă. Fiecare trecem prin așa ceva. Sărim printr-o lume și acolo se cerne, lumea rămâne care un fel de, nu că să-și ducă crucea, ci așa a ales omul, a ales ce vrei de la mine acum. Omul a ales să fie între unghii, a ales să fie între șapte gagici sau ea a ales între nu știu câți bărbați, da? Îi lași acolo unde sunt ei, ai văzut și l-ai văzut și pe el, să zicem, fetele băieții, da? El îți apărea tânăr și avea și soție și a luat și o amantă mai tânără ca tine, da? Să zicem, exemplu. Și-l vezi acum, ți se arată, ți-l arată îngerii divini, energetic divin ți se arată, el bătrân de așa, dar bătrân în sens de mască. Adică i s-a dat masca la o parte de tinerețe și a rămas mâncă. Și amanta s-a speriat lângă cine e, aia mai tânără decât tine, să zicem, tu nu te-ai băgat între unii. Ai zis, nu mulțumesc, da? Și soția e bine mersi, ea e lângă bărbatul, e așa și ea e așa. Și acum, îți dai seama, aia e nebunită, nu știe ce să creadă, să înțeleagă, să unde a nimerit. Adică, dacă s-a ocupat cu energiile și a fost vrăjitoare și s-au luat darurile sau mag, a fost, e una, omul înțelege unde e și asta e, deci n-are de ales, tu înțelegi? E karmic. Dacă nu, acum lămuresc eu și povestesc și să știm unde suntem. Dar tu, eu, dacă îți place cineva, da? Și tu ai dreptul la alegere, pentru că ești un suflet extraordinar. Toată lumea e suflet extraordinar, dar tu vezi lucrurile așa, da? Timeline-urile. Și trebuie să treci prin toate, ca să unele să le vezi, altele să le simți. Deci e super tare faza. Și tu, ți-ți place omul ăsta, să zicem, da? Dar uite ce a făcut Toromacu, cu măști, cu prostii, cu triunghiuri, cu așa, fetele băieții, că și invers poate fi, da? Fetele, fata, am bătrânit brusc, s-a trezit, drag știu, bă. Și tu, dacă omul îți place și îți place, și divin, tu hotărăști acum, ai să alegi. Și ce faci? Te întorci în timp când era tânăr, mai tânăr, îl iei când n-avea nimic, când era foarte tânăr, depindea de părinți și cumva vă întâlniți atunci și invers, fetele băieții. Nu știu să zic cu cine rezonează, pentru că poate că nici nu l-ai întâlnit, n-ai întâlnit-o încă, dar e să știi unde ești și ce se întâmplă. Da. Și îl iei acasă la tine cu nimic, da? În fundul gol. Și vă mulțumiți doar cu un pahar de vin în fața răsăritului, a sfințitului și o mâncărică bună și, da? Cum era filmul? Roagă-te, mănâncă, iubește. Astea trei, da. Acolo suntem și e minunat, e atât de frumos și fantastic și ai să vezi cum se întâmplă lucrurile, e atât de frumos. Cumva ți se arată prin rudele lui a ei ce și cum se întâmplă, știi? Arată situațiile care n-au treabă cu tine, dar tu le vezi pentru că ești mag, ești vrăjitor, zi cum vrei, știi? Pălăruța de vrăjitoare, rămas, așa. Da, acolo e, vai, eu mă distrez, mie așa îmi place, nebunii, nebunii. Înainte eram toate, oh my God, cum să accept așa ceva, cum să stai un pic, stai că nu e așa. Stai că e ceva prin ce trebuia să treci dacă acceptai sau ai acceptat și ai fost smulsă de acolo pentru că idei nu aveai cine ești, n-ai luptat special cu nimeni, da? N-ai închis drumurile nimănui, te-ai trezit pe pădie. Și culme, te-ai trezit, m-am trezit și cine urmărește, cu niște puteri totale paranormale, totale. Și te gândești, de ce mi se întâmplă? Stai un pic, stai să vezi de ce ți se întâmplă. De ce am nimerit în așa ceva? Nu mai rezist, stai un pic, să vezi tu după că a meritat tot, tot a meritat. Și ți alegi iubirea vieții tale, de unde știi și cum știi și nici nu-ți pasă cine ce o să creadă, da? Acolo e, distrează-te.